și că s-a adresat și instituției prezidenției. Normal, am deschis ședința, am luat act de acest lucru, fiind singurul punct pe ordinea de zi. Urmează să așteptăm să intrăm pe litera Constituției, președintele României să ne cheme la consultări. Ați văzut că în plen am anunțat foarte clar, membrii biroului permanent reuniți să nu părăsească localitatea, iar deputații și senatorii să-și ia în program că sâmbătă și duminică vor fi prezenți la serviciu pentru eventuale audieri în comisii, astfel încât să putem veni într-un plen reunit, chiar și luni, cu viitoarea propunere de prim-ministru desemnat și de cabinet și de program de guvernare. Merge Partidul Social Democrat cu astfel de propunere? Cel mai bun lucru care se putea întâmpla României, că domnul Câțu și-a renunțat la acest decret. Deci este mai bun Orban interimar în acest moment? Eu v-am spus, m-ați întrebat. Și v-am întrebat și eu. Este cel mai bun. Îl veți continua pe Ludovic Orban? Nu știu, haideți să urmăm Constituția, urmează să am o discuție în interiorul partidului sau cu eventuali alți parteneri politici din reprezentați în Parlamentul României. De ce este mai bun? Ca PSD să meargă cu o propunere de premier la Palatul. Consider că până acum nu a fost un joc politic pe spiritul Constituției. Deci este mai bun. Mă bucur că s-a renunțat la acest joc politic și nu anticipatele erau prioritatea României. De ce este mai bun în situația de actuală de interimat decât investirea unui guvern plin pentru gestionarea crizei actuale? Mi-aș dori foarte mult să puneți această întrebare. A spus mai înainte că e mai bună situația. Cel mai corect este să puneți întrebarea celor care au desemnat pe domnul Câțu și celor care l-au propus, respectiv președintele României și domnului Orban ca și președinte al Partidului Național Liberal. Să renunțe la mandat câteva minute înainte de plen, în condițiile în care este totuși o criză de coronavirus în România. Eu mi-am dorit și îmi doresc în continuare să trăiesc într-o Românie normală. Deci luați în calcul să-l categoric că aceste gesturi nu sunt normale. Deci, spus că este un lucru care îl decid în interiorul partidului. Am luat act acum 10 minute. Totul se schimbă în funcție de dinamica problemelor, iar ultima oară când am fost cu propunere nu era problema coronavirusului. Pe urmă ne bănuiam că se va întâmpla acest lucru. În acest moment este alt context politic. Mai vreți guvernarea în context? Nu am vrut guvernarea după pierderea alegerilor prezidențiale niciodată. Am venit cu această propunere, am venit și cu... Bineînțeles, suntem consecvenți. Domnule Ciolacu, vă mulțumesc mult. Domnule Ciolacu, răsuflați ușurat că nu sunteți acum la guvernare? Toată România răsuflă ușurat că nu este domnul Câțu viitorul premier. Nu, dumneavoastră, PSD-ul.